Bună ziua! Propun astăzi să analizăm puțin un top 2, ca să spunem așa, să nu fiu învinuit de cineva că fac reclamă la una din cele două firme de care vom vorbi astăzi. Și anume, Suzuki Vitara Hybrid. La această mașină, în mod evident, avem avantajul că este mild hybrid și ajută un pic la plecările de pe rog, mai ales în aglomerație și îți va scădea consumul binișor. Și SsangYong Tivoli, la care avem avantajul că este o mașină automată cu 163 de cai testați arhi-suficient. Am testat ambele modele, mi-au plăcut ambele, materiale bune, firme de renume, chiar dacă de SsangYong nu prea știe lumea cu ce să mănâncă. Cercetați un pic pe internet și o să vă dați seama ce firmă este SsangYong. Aceste mașini sunt puțin sub 20.000 de euro. Dacă veți căuta, de exemplu, în gama Dacia, veți vedea că aproape nu mai are sens să cumperi nimic. De ce ai lua un Sandero Stepway la 17.000 și nu știu cât, 18.000, când ai mașinile astea de care vorbim acum la îndemână, ca să zic așa. Dacă mai cunoașteți și alte modele care se încadrează aici, 19-20.000 de euro, pe care le-ați descoperit și eu nu, v-aș ruga să îmi spuneți în comentarii ce alte mașini, dacă te duci cu banul jos, să spunem ca la Tivoli cu 19.400 parcă, dacă te duci cu banul în mână, ți-a dat-o. Nu mai vorbim de rable, de, știți că tot să scarpin așa, îți spun că cu o rablă, cu două rable, cu mediu, cu mai zim cu cât vine în mână și îmi dai mașina asta de aici, uite. Asta pe care o ai aici frumos, mi-ai și vândut-o. Repet, avantajul la Vitara este consumul. Ambele sunt pe benzină și Tivoli este tot pe benzină. La Tivoli îți ia un pic mai mult, dar acum depinde și cât mergi, ce faci cu mașina. Vitara ar fi puțin mai potrivită în aglomerații pentru că ajută puțin hibridul ăsta. La Tivoli poate ar fi mai ok încărcată cu 4-5 persoane și la drum lung. Aștept părerile voastre. Succes!